Am constatat că există o preocupare intensă în acest domeniu și vreau să fac câteva precizări ca să nu fiu greșit înțeles. Legislația a fost modificată și a instituit o procedură de reverificare și reeditare a titlurilor de revoluționar cu o titulatură puțin modificată. Legea prevede foarte clar că nimeni nu primește un titlu care nu a avut și până acum titlul de revoluționar, deci toți care au fost trecuți în aceste anexe dintre decretele pe care le-am semnat, au avut și înainte acest titlu. Este important de știut că administrația prezidențială în această chestiune nu are nicio atribuție de verificare sau prelucrare a unor contestații. Doar Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor și Comisia Parlamentară au dreptul să verifice și au obligația să verifice dosarele depuse, să decide asupra lor, să decide asupra contestațiilor.